Suntem din nou în direct. Concediul este perioada când teoretic putem face orice, dar ce se întâmplă când facem abuz de mâncare? Singura consecință este că după vacanță s-ar putea să ne întoarcem cu câteva kilograme în plus. Despre cum ne putem menține o siluetă constantă chiar și după zilele de concediu, discutăm în continuare cu terapeutul nutrițian ca lungul esei, în platou. Bine ai venit, Anca. Bine te-am găsit. Nu putem să facem chiar orice în concediu. Oamenii de obicei în concediu fac două lucruri. Se răsfață. Așa. Păi mă duc, da, și mănânc, da, tot ce prind. Se răsfață cu mâncare. Cu mâncare sau se duc la All Inclusive și spun, dacă tot am plătit, exact, și e gratis, da, să nu rămâne nimic așa neatins. E. După mine, da, și eventual mai și las în farfurie, dacă pot, dacă nu. Dacă ar putea nu... să ia și acasă, ar fi da. Așa e. Concediu, perioadă provocatoare în sine, de ce? Pentru că vacanța, în general, are o conotație emoțională foarte puternică pentru abia noi toți adulții. Un an de zile. Da. Deci de mici abia așteptam vacanțele. Ce înseamnă vacanțele pentru un copil? Înseamnă libertate, înseamnă lipsa restricțiilor, înseamnă mai mult timp petrecut cu părinții și înseamnă toată partea asta de limite dată deoparte. Da? Adică în vacanță copilul se simte cel mai liber. Deci din punct de vedere emoțional este o perioadă foarte benefică și atunci noi de la copii am trecut la partea adultă, am devenit adulți, dar în sufletul nostru, în vacanță, în concediu, iese copilul din noi. Deci după un an de zile în care efectiv am tras de noi și poate chiar ne-am și chinuit, mai ales cum a fost anul care tocmai a trecut, așteptăm vacanța cu sufletul la gură, pentru că în mintea noastră și în emoțiile noastre începe să apară, să se declanșeze acea emoție din copilărie. Ne-o readucem în conștient de libertate. Bun, ce legătură are cu mâncarea? Nu mai vrem restricții când vine vorba de mâncare. Deci în momentul în care mergem în vacanță, majoritatea merg cu gândul acesta. În vacanță fac orice, e timpul meu, da? Deci nu mai am restricții. E răsplata după un an de muncă. Răsplata după un an de muncă. Din păcate apare o bătaie de joc, da? Pentru că nu ne gândim la ce se poate întâmpla după. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori ne întoarcem și cu o frustrare foarte mare, pentru că, ia uite, iar am comis-o, iar am mâncat mai mult decât trebuia și mă întorc cu kilograme în plus. Așadar, una din reguli este să mergem relaxați în concediu, să ne relaxăm cu adevărat, dar să nu ne ducem către zona de relaxare doar farfurie, da? Deci răsfățul nu este doar acolo, poate fi și acolo pe de-o parte, dar sunt și alte lucruri pe care le putem face în vacanță, astfel încât să ne întoarcem cu aceeași greutate. Stomacul are aceeași dimensiune. Stomacul are aceeași dimensiune, exact, oriunde am merge, inclusiv când mergem la All Inclusive, dacă nu pot spune se... așa, nu se dilată și stomacul nostru nu știe că suntem la All Inclusive și atunci ar trebui să fie mai mare, doar că îl forțăm. E foarte provocatoare vacanța la All Inclusive pentru persoanele care știu despre ele că nu au butonul de stop activat. Deci dacă tu știi despre tine că nu poți rezista în fața tentațiilor alimentare, că tot ce vezi îți face cu ochiul și îți vine să bagi în gură, atunci ar fi mai bine să eviți All Inclusive. De ce? Pentru că diversitatea pe care o vezi și o simți cu simțurile, da? Deci vezi mâncarea, simți mirosul, mai mult decât atât, îi simți gustul fără să o bagi în gură, te activează foarte mult și te pune la grea încercare și nu cred că despre asta este vacanța. Și atunci poți face vacanța în alte moduri. O altă regulă foarte importantă care ne ajută pe perioada vacanțelor să ne organizăm, exact ce spuneam mai devreme. Adică dacă știi că mergi la All Inclusive, ai nevoie de o strategie. Dacă știi că îți petreci vacanța în alte zone, să vezi ce vei mânca, unde vei mânca, poate vei avea și un ritual pe care îl vei păstra. Nu înseamnă că dacă păstrăm niște limite pe care noi, niște limite sănătoase pe care încercăm sau le avem de-a lungul anului și le ducem cu noi în vacanță, nu înseamnă că vacanța va fi mai puțin reușită. Ba din contră, lucrul ăsta ne va transmite un mesaj intern, că ia uite ce abilități extraordinare am să reușesc și în vacanță să mănânc în felul ăsta. Ia uite ce bine mă simt, pentru că după ce ai mâncat 7 zile non-stop, cu siguranță digestia ta are de suferit, cu siguranță somnul tău are de suferit, cu siguranță va spune cântarul niște lucruri despre tine și te vei întrista. Știi că e vorba aia, kilogramele puse repede se dau la fel de repede jos. Și oamenii spun, dacă într-o săptămână am îngășat 3 kg, în următoarea le dau la fel de repede este jos. Este parțial foarte adevărat. De ce? Dacă și faci ceva în sensul ăsta. Însă există tendința, după ce te-ai întors din vacanță, după 7 zile de mâncat non-stop și multă diversitate alimentară, băut sucuri, alcool și așa mai departe, când vii să nu poți face trecerea. Ce învăț eu pe oameni în psihodietă? În momentul în care s-au întors din vacanță, următoarea zi este momentul
cel mai potrivit să te reîntorci la ce făceai înainte din vacanță. Adică vezi vacanța fix ca pe o pauză, ca pe o sincopă, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să continui în același fel să mănânci, da? Pentru că atunci acele kilograme vor rămâne acolo, plus că se vor mai adăuga și altele. Dacă tu însă te întorci joi din vacanță și vineri revii la regulile tale alimentare, la dieta ta, la igiena ta alimentară, până la urmă la stilul de viață, vei vedea că cu ușurință se vor topi acele kilograme. De ce? Pentru că n-ai cum să mănânci o săptămână, oricât de mult ai mânca, și tu să pui 3, 4, 5 kilograme de grăsime pe tine. Și atunci ceea ce se adună acolo ca și surplus este retenție de apă, cu siguranță este un nivel inflamatoriu al celulelor, da? Și corpul își crește volumul, dar ele se duc destul de ușor dacă și faci ceva din a doua zi din care te-ai întors. Deci amânarea nu este prietena noastră în momentul în care am venit din vacanță. Să ne gândim la reîntoarcere, exact cum ne reîntoarcem la serviciu. Ok, poate nu-ți convine, poate vrei să mai stai, poate ai vrea să te mai odihnești, dar n-ai ce face, te întorci, pentru că știi că asta este regula. Când mergem în vacanță, ne gândim că în țara în care plecăm, dacă nu facem vacanța în România, vrei să guști din mâncărurile locale. Te duci în Grecia și n-ai cum să nu te lipești de un gyros, te duci în Italia și mănânci niște fructe de mare sau pizza, mergi prin Spania, nu știu, paella și alte lucruri. Da. Unde e limita între a gusta din aceste produse ca să simți gustul local și porția mare din care să te saturi și să știi, am mâncat o masă și gata. Păi știi cum, toată lumea știe care e limita, da? Și ce înseamnă să iei câteva guri de poftă sau de gust. Pentru că, până la urmă, cu toții suntem oameni, tuturor ne plac gusturile care ne fac să simțim ceva, da? Deci să nu fugim de gusturile plăcute, mâncarea trebuie să fie extrem de gustoasă, să ne bucurăm de mâncare din farfurie. Blocajul apare în momentul în care îți dai seama că butonul tău de stop nu este activat, adică în momentul în care vrea să te oprești și totuși nu poți. Și atunci există câteva tipsuri, dacă vrei, pe care le putem pune în aplicare, astfel încât să ne fie mai ușor să ne și oprim. Ok, deci mergi în vacanță, știi că sunt lucruri apetisante de gustat, lucruri tradiționale pe care evident că nu vrei să le ratezi, că până la urmă și de asta mergi, dar asigură-ți un necesar de nutrienți de care știi sigur că corpul tău are nevoie. Și uite aici un tip valoros este să-ți asiguri la fiecare masă o cantitate generoasă de grăsimi bogate în omega-3. Adică pește, fructe de mare, avocado, nuci, semințe. De ce sunt valoroase aceste grăsimi bogate în omega-3? În primul și în primul rând au de-a face cu satietatea, adică cu hormonul satietății, leptina. Și în momentul în care tu îți asiguri un nivel de satietate crescut, cu siguranță apetitul tău va scădea. Și trece timpul până la masa. Exact, următoare. Exact. Nu mai vine foarte repede. Deci după asta este două. Un tip. Un alt tip foarte valoros, uite, de exemplu, să mănânci carbohidrații la masa de prânz, da, dacă vrei să guști pizza, paste și așa mai departe. Iar pentru masa de seară, pentru cină, să păstrezi proteina cu legumele și cu salata. Iarăși e ușor de aplicat, nu e un efort foarte mare pe care îl depui și evident că simți că te poți bucura de vacanță. Să nu uităm de hidratare, că e cea mai importantă decât toate. Da? Deci corpul deshidratat va cere întotdeauna mai multă mâncare. Facem vacanță, ne răsfățăm, dar cumpătat. Cumpătat, cu mare drag. Azi.